Seara. Vă mulțumesc mult că sunteți aici cu toții. Așa cum v-am promis de fiecare dată în noua noastră serie, se numește Pastilă pentru Suflet, aducem oamenii foarte speciali care fac ceva pentru Sufletul nostru. Uh, cum spun toți specialiștii, avem uh, cele patru, aș vrea să spun, puncte importante de, de vindecat, cel emoțional, cel fizic cel mental și cel spiritual. Astăzi am un invitat foarte special de la care face un lucru incredibil, am fost poate unul dintre primii lui clienți, acum 3 ani sau 4 ani, 3 ani de zile, Constant, Costin de Masaru, se numește și are centrul Veruvis. Exact. Salut, Costin. Spun. Salut, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit și eu. eu. În 2019 ai venit la 2019. noi. Și acum 4 ani, exact. chiar prin ianuarie, februarie, ceva exact. de A fost printre primii 5 clienții ai mei. S-au schimbat multe de atunci. Și țin minte discuțiile noastre atunci, au fost foarte interesante și chiar e interesant să vii să faci un brand, să văd exact diferența, cum ești acum și cum erai atunci. Ia spune ce present. faceți exact la Veruvis. Um, prima dată, noi facem un brand, pentru adică, o harta creierului, care de fapt este o procesare statistică a unor informații colectate din creier. Eu o cască pe cap, colectez niște date despre activitatea electrică a creierului cu niște echipamente speciale, pe care, by the way, anul ăsta le-am dezvoltat noi sunt foarte mândru să spun că sunt made in Romania, făcute de noi, cu componente produse în altă parte, dar făcut totul absolut, am să lași tot în România, pe caracteristicile noastre funcționale. Și din experiența am să lucrăm cu peste 5100 de oameni. Și ne-am făcut noi produsele noastre, hardware, software, pe care începem să le modificăm acum, astfel încât să ieșim în lume cu acest concept în care am investit foarte, foarte mult. Știi că la început eram într-o cămăruță pe Bertlo, strada general Bertlo, în Sava, în congenul Sfântul Sava, iar acum avem două centre, mai construim și al treilea, avem unul pentru copii, unul pentru adulți și unul o să fie în curând pentru sportiv de performanță și începem să ieșim, să franșizăm. Ce se întâmplă de fapt? Noi suntem suma interacțiunilor neuronale. În felul în care tu mănânci, dormi, bești, dansezi, orice, dar absolut orice, pur și simplu rezultatul acelor peste 86, celor peste 86 de miliarde de neuroni în creierul tău, care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Ăștia suntem noi. Că vrem, că nu vrem, ăștia suntem. Noi ce facem? Identificăm cu ajutorul unui soft special și unui echipament special ce anume se întâmplă în creierul tău. Iar apoi aceste informații le punem în context. Este foarte, ele sunt doar cifre. Aici este, de fapt, secretul. Și ce am învățat ce o să și în state și pe unde am mai studiat și ce am lucrat eu din experiența și expertiza mea cu peste 5.000 de oameni, am învățat cum să pun eu și echipa mea aceste informații în context. Astfel încât să vedem exact cine este Damian. Spre, dacă viitorul noi, cine este Damian și de ce. Ce înseamnă de ce. Adică ce anume ți-a făcut viața. Cum anume te-a condiționat viața, evenimentele din viața, cum anume te-au condiționat astfel încât creierul tău să dezvolte strategiile necesare ca tu să supraviețuiești. Pentru că aici este de fapt buba. Obiectivul numărul unu al creierului tău, al meu, orice creier de pe lumea asta, este acela de a ține posesorul în viață. Uite, homeostazie. De aici pornește tot. Creierului tău nu-i pasă dacă tu ești fericit, depresiv, anxios, dacă cauți să te elevezi spiritual sau habana în ce vrei să faci tu. Astea sunt nu atât de importante pentru creier pentru creier, numărul 1, ce este important, să nu mori. Și atunci, în momentul în care intervine un eveniment mai puțin plăcut, ca să mi spun traumatic, fie când ești în burta mamei, fie după, creierul face tot ce poate ca să te țină în viață. Activează o rețare, să activează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Damian să nu moară. Însă, și aici este important, cu costurile aferente. Problema apare în momentul în care se termină acel eveniment. Și creierul tău, ce face mai departe? Păi nimic, nu s-a terminat nimic continuă. Nimeni nu spune creierului că s-a terminat. Rămâne acolo. Iar creierul tău se transformă din protector în fel de gardian. Te cer de închisoare care nu-ți dă voie să evoluezi. Și rămâi acolo. Noi ce facem la Veruvis? Negociem cu gardianul. Cu duhul blândeții. Nu băgăm curent, nu nimic. Non-invaziv. Te învățăm pe tine cum să-ți scrii manualul de instrucțiuni pentru creierul tău pe limba ta. De ce spun asta? Păi noi venim pe lume cu un instrument absolut uluitor, magnific. Este cel mai complex instrument pe care l-am văzut vreodată în universul ăsta locuit. Creierul uman, care este un univers complet. Problema e că nimeni nu ne-a dat manual de instrucțiuni. Eu sunt doctor în management, doctorand în fizică aplicată acum la poli, psiholog, MIT, dar și pasiune de istorie. Și cu toate astea, eu cred, că noi acum știm mai puține decât știam acum câteva mii de ani. De ce spun asta? Pentru că noi aveam ca și specie un manual de instrucțiuni pentru creierul ăsta. Eu am fost, pe exemplu, la Giza, în Egipt, am fost prin două în peregrinările mele, că am vreo 60 de terapeuți, știi povestea, că să mă scap de tinetus cu tentative de suicid, cu toată, toată acâmul. Și am fost în Giza, în, la, pe la piramide, am fost la o doamnă, nu atât de echilibrată, ca să spun așa, australian, că a dus acolo în, în Egipt să te a făcea tot felul de chestii, am fost și eu la ea, a fost interesant, m am stat să meditez și mă prima pe la piramide și spuneam, bă, nu au venit extraterestri ca să facă piramidele astea. Tot noi le-am făcut. Numai că aveam, posedam niște cunoștințe despre cum să ne controlăm creierul pe care nu le mai avem acum, le redescoperim. De ce spun asta? Pentru că și dacă citești cărțile sfinte, foarte multe cărți în diferite formule de uh, inițiere spirituală sau cum vrei tu să-i spui, fac referire cam la aceleași concepte. Că omul putrăia 1500 de ani, că puteam să facem asta, că puteam să facem asta. Astea sunt chestii care se pot face în momentul în care poți să-ți controlezi undele cerebrale, creierul. Există o glumă, că e o glumă, nu poți să i ceva adevărat sau serios, că spune că noi folosim 10% din creier. E o glumă. O anecdotă. Noi folosim 100% din creier, însă optimizat în proporție de 10%. Adică mergem cu frâna de mână trasă. Și mai e o glumă, că a venit cineva și nu știu ce ne-a făcut nou, nu a umblat nimeni la creierul tău. Numai că majoritatea lucrurilor care ne înconjoară lucrează împotriva noastră, nu pentru noi. Și îți dau un exemplu. device pe care și tu și eu le avem pe masă. Astea emit niște unde electromagnetice. IMF. Nimeni nu știe, de fapt, pe termen mediu și lung, care este impactul acestor device-uri asupra creierului uman. E bun că ne ajută să ne conectăm și este o mega binecuvântare că ne ajută să ne conectăm și să comunicăm cu toți de pe planeta asta, însă reversul medaliei, că este și dark side, ne distruge somnul. La nivel global, acum este o epidemie de insomnie. Din 5100 de clienți cât am avut până acum, undeva cred că la hai să spun, 3% dormeau cum trebuie. 3%. Restul nu dorm cum trebuie. Ce înseamnă asta? În timpul somnului, în deep sleep, 1-4 Hz, slow waves, undele foarte, foarte încete, creierul intră într-o stare de comă, de fapt. Este o stare comatoasă. Diferența între un pacient care este în comă și unul care e în deep sleep e că ăla din deep sleep se trezește. Ăla din comă, nu. În deep sleep se produce, cum ți spun, cel mai importante, una dintre mai importante funcție ale creierului. Aceea de eliminare a deșeurilor neuronale. Mai pe românește, creierul face curățenie. Prin celulele gliale și elimină și informațiile redundante, care nu au nicio importanță. Dar este important să stea minim 45 de minute. Când nu stă minim 45 de minute în respectiv, cum spun americanii, de pile lap, se adună acolo. Și ai o problemă. Pentru că una dintre cele mai puternice și severe forme de disfuncții ale creierului, că unde tine, că unde aveți ce, ce vrei tu, se întâmplă în deep sleep, sau unul profund. Și atunci creierul, pentru că obiectivul e ca să nu se întâmple ceva rău, fizic, aduce energie din alte zone ale creierului, se împrumută de energie ca să poată să gestioneze această disfuncție majoră. Vă duvin zonele respective de energia necesară pentru a putea funcționa optim. De aceea te trezești dimineața odihnit, ö, obosit. obosit, Pentru că nu te odihnești. Pentru că în loc noaptea să te încarci, tu te descarci. descarci. Și când te trezești dimineața, ești vai de capul tău. Și atunci ai nevoie de o cafea, ai nevoie de o energizante ca să poți să susții ce anume trebuie să faci în ziua respectivă iar creierul este cea mai eficientă din punct de vedere al consumului energetic, entitate pe care o cunoști. Pentru că este o entitate per se. Spre exemplu, deep sleep, avem care este um, în delta, după aia avem teta, care este zona de relaxare pasivă, 4-8 Hz, când meditezi, intri în stare teta. Da, și acolo, dacă e prea mult, wandering mind, începi să pleci, nu prea ești în lumea asta, nu ești prezent. Dacă e prea puțin, nu te odihnești, ești tot timpul în focuri, și la un moment dat cedezi după avem alfa, 8-12 Hz, care este zona de relaxare activă. Când stai, de exemplu, tu acum și mă asculți pe mine. Când ești optimizat, colectezi, procesezi și utilizezi informația, iar creierul tău creează strategii optime de gestiunea contextului. Mai pe românești ce-ți merge mintea? Când nu ești optimizat, fie că ești obosit, fie că ceva se întâmplă, stai, te uiți la mine, este ce informație, intră pe oreche, iese pe Și după aceea, ți-am zis de trei ori, ce faci? Când nu mă ascult ceva. De exemplu, cu nevastă, habana, am prieten. Bă, ți-am de trei ori. Și de fapt nu el devine... De nu el devine că... creierul, pentru că nu are capacitatea de a putea procesa informația în optim. Pentru că pentru creierul lui sau al ei nu este important să proceseze informația. Energia este finită și se duce în alte zone. Imaginați-vă că, imaginați că avem două pedale de accelerație la creier. Supraviețuire și evoluție. Creierul apasă pedala de accelerație pe supraviețuire mai mult decât pe cea de evoluție. Creierul merge cu frâna, de fapt. Tot timpul frânează, 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 frânează. Și de aici ce, de, ce, de ce frânează? Pentru că vrea să te țină acolo unde ești. Indiferent ce problemă ai, indiferent cât de gravă e ea, pentru creierul tău ești perfect. El nu va face nimic astfel încât să se schimbe starea respectivă. Pentru că este, este frică să nu mai fie frică, de fapt. Cum se trage asta din punct de vedere spiritual al Sufletului? Păi, E un concept, noi e la Veruvis asta o facem, îmbinăm zona de neuroscience, applied neuroscience, cu zona de spiritualitate, de informații. Eu cred foarte mult că am fost până pe la un foarte mulți și terapeuți și șamani și vraci și că-ți povesteam vreo 65 a fost. Chiar scriu o carte pe tema asta și o să apară în câteva luni despre experiențele mele și noi aici combinăm la verul zonele astea, pentru că spiritualitatea și zona asta de informație neînțeleasă, necercetată, care nu poate fi explicată prin dogmele științifice, este reală. Cât important înțelgeam... este și felul în care a fost dezvoltat creierul în copilărie. O, foarte Pentru mult. că aici, aici e una dintre cele mai importante probleme, având în vedere, așa cum ți-am spus și eu am, am, vorbit despre asta deschis, despre problema ADHD-ului, unde e clar că prefrontal cortex nu este, a fost dezvoltat în copilărie. Exact. Despre asta vreau să-mi explici. Avem trei mari etape, ultimele teorii în domeniu, că sunt multe teorii în 2022-2021, ultimele teorii în domeniu spun că sunt trei mari etape de dezvoltare a creierului uman. Prima este metaforică. Este înainte să fim purtă mamei. Este studiată de epigenetică. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării sau dezactivării unor gene. Iar epigenetica a dovedit acum câțiva ani, 3-4 ani, că șapte generații se transmite o traumă. Trauma transgenerațională. Exact. Care de fapt ce sunt? Sunt mesaje... Despre care despre... tot am vorbit noi în, în toate podcasturile trauma transgenerațională, dau o explicație acum din punctul de vedere neuroepigenetic. Trauma transgenerațională, de fapt, sunt mesaje din străbuni. Stră străbunici, stră străbunici. au avut traume, slavă Domnului, au avut destule, s-au amagatat în organe și prin organe, materialul gen, prin material genetic, șapte generații s a transferat. Șapte generații care este foarte aproape, pentru cei care ne ascultă să înțeleagă, așa din, din, din părinți, bunici, străbunici și asta ajungem la 512 persoane. Extrem, exact. extrem de repede, așa foarte ușor. Exact, deci o informație absolut uitoare. A doua etapă este când ești în burta mamei. Intra uterin. Ești acolo 9 luni. Stai acolo. Emoțiile negative, neplăcute pe care mama le simte, sunt amplificate și transmise către făt. Și fătul e acolo, prizonier. Acele emoții activează genele, de fapt, care gene americane le spun hit seeking missiles, rachete care caută căldură. Dar ele nu caută căldură, ci caută un context în care să bubuie explodează, bineînțeles, cu de rigoare, și schimbă traseul rețelor neuronale. Dacă vreți să luăm din punct de vedere spiritual, strămoșii noștri încep să ne spună, când suntem în burta mamei, poveștile lor. Iar creierul nostru se adaptează pentru a face fața celor povești, pentru că nu știe ce este adevărat, ce este imaginar. Și acele gene schimbă configurația elementelor neuronale, sinapselor, rețelor neuronale iar creierul crede că este sub atac. Nu este sub atac. A doua, a treia etapă este cea extrauternă, când te naști. Și, și când încep... Exact, uh, să imiți, primii exact. să începe să imiști și zici, ba, cu bunica, însă... Mai primești o înjurătură, o palmă și atunci începe traumele... Exact, Și atunci, copilul începe să dezvolte, creierul copilului începe să dezvolte strategii de optimizare neuronală, de gestiunea contextului, bazat pe rețelele primare neuronale, care s-au dezvoltat în burta mamei. Și oricum... Sunt, cu informația epigenetică care a venit. Exact, condiționate de străbuni. De aia străbunii ne transmit informații. Noi la Machidon, spre exemplu, aveam un papul papu, nu știu, bunicul meu, spunea șapte, nu știu cum șapte șapte că exact. să da, da. da. exact, știau, informații. Noi acum le descoperim, că te credem noi. Nu, mai ușor. Nu suntem chiar Pe cea mai că se spunea și la noi, și la români, și la țigani, și la voi, la toți, se spunea până la șapte șaptelea neam Exact, sau până la nouălea. Adică sunt niște vorbe în, populare în Termeni populari care, de fapt, fac, fac foarte, foarte mult sens. Exact, și acum noi le redescoperim și începem să le explicăm prin termenul științei. De asta citesc foarte mult, mă informez foarte mult și din zone care nu sunt încă explicate științific, pentru că și acolo este informație. Sunt și multe baza conii, dar sunt și informații reale, autentice, pe care le simți. Ok, și ce facem noi, de fapt? Noi vedem la Veruvis cum anume s-a dezvoltat creierul tău, cum sunt rețelele. În neonale, baza celor trei. 3... Ca să vedem, avem o hartă, de exemplu, în 30 minute și cu harte hartă în 3D, vedem exact cum anume funcționează creierul tău. Aici este secretul, de fapt. Cine interpretează brain map-ul? Și eu, na, pentru că am lucrat, știi că am tot povestit, că am făcut și constelații și multe chestii, am reușit să combin aceste elemente într-un fel de matrice care îmi permite mie, și acum am transmis mai departe colegilor mei, cam aici de vreo 20 de oameni, am reușit să transmit mai departe această informație, astfel încât clientul când vine la noi să înțeleagă de fapt unde se află și de ce. Contextual awareness, este cel mai important, unde te afli și de ce. În funcție de asta știi unde te duci. Foarte, foarte important de menționat este că noi, în momentul în care ne aflăm într-un context, este Primordial, să știm ce anume căutăm acolo. Am înregistrat uh, o chestie, câteva minute despre anxietate. Ce înseamnă, de fapt, anxietatea? În momentul în care ești undeva, în viața ta, nu într-un loc fizic, într-un punct, în viața ta și nu știi unde te afli. Nu știi unde te duci, nu știi de unde vii. Iar atunci, asta îți provoacă anxietate. Mai mult decât atât, mergând pe firul ăsta, anxietatea vine din minciunile pe care ți le spui din firul narativ, din poveștile pe care ți le spui, dar care nu sunt adevărate. Și de ce se întâmplă asta? Există o explicație și pentru asta. Creierul tău încearcă să te protejeze și cum încearcă să te protejeze? Creându-ți niște povești care nu sunt tocmai reale. Și spune, băi, e ok, lasă așa că merge așa, lasă, nu, nu e, nu-ți nu bate capul, e ok, lasă, nu te gândi la asta. E ok, e frumos ce se întâmplă. E relația e bună, și odată te trezești că te părăsește gagica sau femeia sau soția sau cum vrei tu să-i spui, sau amantul sau soțul sau cine vrei tu. Te părăsești. Ce, ce se întâmplă aici? Păi ai trăit în povestea ta. Tu ai crezut că tot a fost minunat și tu ai crezut că dacă îți repeți povestea aia zi de zi că mă iubește prietena mea, că mă iubește soția mea, că mă iubește soțul meu, că mă iubește soția mea. Da, probabil că arba, nu știu, s-a săturat de tine, că nu te-ai schimbat deloc și faci mai prostii. Dar tu te păcăleai pe tine că e totul minunat, când de fapt nu e. Și -o Păi, ce s-a întâmplat? Și te lovește așa, buf, te lovește în cap. By the way, creierul nu face diferența între o lovitură fizică și o lovitură emoțională. Și te lovește o traumă de asta, ăsta, rămâi singur. Păi de unde? Ce s-a întâmplat? Păi stai, e, tai mal, că s-a întâmplat peste noapte. Poveștile pe care tu ți le-ai spus, alea mai puțin adevărate, te duc într-un punct în care pierzi contactul cu realitatea, de fapt. Iar realitatea care este în capul tău, s-ar putea să aibă nicio legătură cu ce se întâmplă în exterior. Și atunci vine anxietatea. De ce? Pentru că subconștientul tău știe adevărul, știe de fapt că sunt probleme în căsnicie sau în relație sau habană mâine. Știe asta, simte. Încearcă să-ți transmită aceste informații prin emoție. Așa, 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 este procesul. Subconștientul comunică cu noi prin emoții. Noi comunicăm cu subconștientul prin imaginație simbolică și vis. El ne transmite nouă informații prin emoții. Dar în momentul în care nu înțelegi emoțiile respective, te panichezi și încerci să le uiți și îți crezi povești. Însă, în conflictul ăsta din subconștient și conștient, apare anxietatea. Subconștientul știe că ceva nu este în regulă, conștientul refuză să accepte și creează povești minunate că ești fericit, că tu așa, și în lupta asta între subconștient și conștient, tu cazi victimă. Și apare anxietatea pe care o simți, e o frică, ceva nu, nu e cum trebuie, dar nu-ți dai seama ce. Și te macină. Și încep să te gândești și crezi spune, bă, ce se întâmplă, cum e. Încearcă să te fraierească. Spune, A bă, Aici bă. și treaba unde majoritatea specialistilor vorbesc despre simpatetic și, și parasimpatetic. Exact. Flight, si fight, fight, freeze fight or, freeze or and fight. fight. Reac reacțiile viscerale de apărare. sunt în momentul în care intervine un atac, un de asupra creierului. Dar până să ajungi la atac, sunt, e stresul ăsta zilnic. Cred că ai văzut, de exemplu, că soția ta, nu știu, sau prietena sau vorbește cu cineva sau la muncă se întâmplă ceva și intri în uh, stres. Mamă, dacă ea mă bârfez, dacă ea vorbesc să se alieze în podrean, și tu faci tot felul tot de anxietate. scenarii de genul ăsta care te macină zi de zi, zi de zi, noapte de noapte. De ce? Pentru că nu vezi realitatea de fapt. Nu ești obiectiv. Cel mai important sfat... și, și, înseamnă, iar mă și înseamnă că poate ai și un nervous system dysregulated. Un sistem nervos care nu e bine regulated. Păi toate sunt și gut Brain Axis, cum avem stomacul și creierul, care nu sunt activate cum trebuie, pentru că noi avem neuron și în stomac. De asta este foarte important ce mâncăm, cum mâncăm. Uite, îți dau un exemplu. În Pe 30 decembrie, acum 2022, am renunțat la gluten. Uluitor. Pentru mine mi-a mi spus niciodată. Bine, mi-am făcut teste acum și am văzut că am sunt intolerant și la lactoși, și la gluten, la toate. Și mi-a dat o explicație. E super amuzant că eu sunt în Macedonia, adică la noi brânza e pusă acolo pe piedestal, avem dimineața la prânz și seara brânză, dacă nu avea brânză în frigider ceva era în asoară, și sunt dintr lactoză. mi-am dat seama că în majoritatea vieții mele am avut probleme, balonare, alte chestii cu stomacul, Drazul. pentru că nu mâncam cum trebuie, dar nu mi-a zis că dacă nu mâncai brânză era o problemă, bă, e tradiția, adică hai, bac. și îmi plăcea foarte mult. De când nu mai mănânc nici brânză, nici gluten, s-au aranjat foarte, mă simt mult mai bine, mult mai relaxat. Mă întâlnesc și eu dar nu înțelegeam de ce mă antrenez și fac acasă și tot eram, aveam niște situații. Acum am început să merg și această zonă de alimentație. Explicam înainte, însă asta n-am făcut-o pe mine, trebuie să recunosc. Asta cu antrenamentul am făcut și mă antrenez pentru inovație, intuiție, e ok. Tinitus n-am scăpat de el și nu mai vine, nu o să mai vină. Însă și pe, am și pe zona asta de alimentație. Lucrez cu niște specialiști foarte buni din Statele Unite și acum vin din România toate la un loc conduc către o zonă în care noi suntem un tot unitar. Felul în care mâncăm, felul în care dormim, felul în care iubim, felul în care ne gândim la ceilalți, felul în care ne spunem povești. Pentru că, mai spus tu mai devreme, cortexul prefrontal, care ne separă pe noi de animale, aici avem imaginația, de fapt. Imaginația e ca o sabie cu două tăișuri. Fie te ajută să găsești probleme unde nu sunt, fie te ajută să găsești soluții unde sunt probleme reale. Dar dacă nu ai probleme, imaginația, cortexul prefrontal face. te ajută să le faci, să le produci. Ana, e treaba, lasă că îți dau eu. Știi că erau și mie alea pe Facebook, știi, vrei să dormi, da. Da, te-ai gândit vreodată de dacă, nu știu cum era, dacă cafeaua de în, când bea o girafă, ca să răcește până mai... și tot felul de da, te-ai gândit la Andrei că se uită azi la tine, da, softă. Și încep, mai și tot fel de probleme. Să mergem rumination în chestia asta. Cum spuneam mai devreme, foarte multe lucruri care ne înconjoară nu sunt pentru noi nu sunt bune. De ce? Îți dau un exemplu, sistemul de educație. Că na, sunt și profesor, nu mai predau în România, acum am doar în Belgia. mass education, sistemul de educație în masă. N-a fost generat ca să ilumineze masele. Nu. Sistemul de educație, mass education, la început, a fost dezvoltat în perioada industrializării ca să alfabetizeze masele de oameni analfabeți ca să poată să lucreze în fabrici și uzine. De ce? Ca să poată să citească niște instrucțiuni. Nu trage de manetă, că mori. Nu băga mâna acolo că ce o taie, -aia nu și, băga aia că mori. Da, și New York Times, ziarul New York Times, folosește un limbaj, din punct de vedere gramatical, pe, pentru, uh, pentru un elev de clasa 4. -a. Deci, dacă ai cunoștință de clasa 4, -a, poți să citești New York Times. Asta e dilu. Corect. N-a fost ceată pentru iluminarea maselor. Aceste formule de educare sunt făcute pentru a putea crea persoane alfabetizate care să poată consuma, să poată produce. Dacă era cu adevărat despre iluminare sau măcar ca să fim noi ok, ne învățau în școală. 1. Cum să mâncăm sănătos. 2. Cum să avem grijă de creierul nostru. 3. Cum să fim cetățeni ok. Crea educație civică cu tot respect venit. Plecam și jucam fotbal. Nu, se, nici cum 4. Cred cum să avem o educație financiară foarte important, cum să avem o educație financiară, scuze limbajul să nu pui botul la toți care vin și te păcălesc, este atât de deci cad atât de ușor în capcană, cu uite cum erau schemele Ponzi Ponzi a fost unul de 1930 în state care a făcut o schemă și merge și în 2023 în România este uluitor, nu vine nimeni să-ți uite bitcoins, pe exemplu, la fel bă, ai o educație financiară, frate, că nu se poate face nimic din Ether Singurele entități care fac bani din eter sunt cele care se permite să facă asta. E foarte simplu. Băncile care dau bani. Cele care au dreptul de a emite monedă. E foarte simplu. În afară de entitățile financiare, private, by the way, care au dreptul de a emite monedă, nimeni nu poate crea bani din nimic. Nu există. Și te trezești tu că vine... John nu știu cum și îți face ție Bitcoin și după aia pleacă habar n cât a 50 de miliarde, cât habar o sumă în asta absolut uitoare, pentru că unii au crezut că uite așa se poate... Știi, când eram noi copii, era un desen cu Arabela sau un film, cu... avea un inel, știi, și de aia din el și pac, se metamorf, se transforma Slovak. ceva. Slovac. Da, foarte tare. Sau polunez, Ex... polonez, știu. Nu știu, dar oricum, bine, nu, e, nu era românesc, un, da, din da, da. Europa de Est, foarte tare. Și era cu Arabela, cu inelul, cu mâna de lungeași. Exact, era, făcea. Și oamenii cred în poveștirea, dar sunt povești la televizor, e ok. Dar în viața reală, când tu îți pui în joc destinul familiei tale, al copiilor tăi, pe niște povești, cu ce îți -am mai devreme la începutul interviului, podcastului, când îți pui povești care nu sunt reale. Asta cu... Poate, nu-i mai dau nume, nu spun, tot felul de scheme, scheme de genul ăsta, care duc în derizoriu ideea de muncă și contravaloare pentru valoarea pe care o adus comunității. Și asta are de-a face iarăși cu... Educație. Nu, nu ai o educație. Exact, și spun oameni, a venit un client la mine foarte tare și am spus, uite, că eu fac cu asta, că eu fac bani și domnule, mie îmi place să muncesc. -am zis, eu sunt mai prost de felul meu, eu muncesc. Eu știu că dacă am valoare, cineva îmi plătește contravaloarea. Fac ceva, mă plătești. Sunt unii super șmecheri, nu, nu o să fiu niciodată așa, care poate să facă tot felul de chestii fără să emită valoare, dar cer contravaloare. Dar pentru noi, sabăra, sunt oameni care plătesc. Nu știu. Concret, acum, deci, de, să zicem că eu vin la voi, da. la centru. Spunem exact care sunt pașii, ca să înțeleagă fiecare păi om vin, care se uită la noi. Deci, și îți faci o, o, da, o, o hartă a creului, apoi ne uităm împreună. Și vedeți ce și funcționează și nu, 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 cum, nu, cum funcționează. Cum funcționează? Ce anume a făcut creierul tău ca să te ajute să poți să supraviețuiești Până în această acum. lume. Până acum. Ce anume ți-a făcut viața <laughs> Scurt. Și se vede acolo. Cum dormi. De ce cum dormi. cum. cât de atent ești. Noi nu dăm diagnos nu suntem în clinică medicală. Putem să vedem exact ce anume îți spui tu, spre exemplu. Cum anume vorbești cu tine. În funcție dacă este hiperactiv sau hipoactiv, am, sunt, sunt anumite zone ale creierului. De ce colectăm aceste rate? Etapa numărul 2 este de a dezvolta un protocol de antrenament neuronal, personalizat. Și aici este foarte important. Împreună cu echipa din State și cea din România, dezvoltăm niște protocoale pentru tine, spre exemplu. Fii tu și începi să te antrenezi. Noi ți învățăm creierul cum anume să dezvolte strategii optime astfel încât să elimine rețele neuronale disfuncționale care nu mai sunt de actualitate și să construiască noi rețele neuronale actualizate la contextul optim de acum. Adică, ce înseamnă rețele neuronale? Felul în care comunică neuronii. E ca și cum tu ai 86 de miliarde de oameni care comunică între ei. Ai 86 de miliarde de oameni care îți dau mâna, lucrează, se duc, fac proiecte, toate asta pentru un obiectiv comun. În momentul în care încep să se bată între ei, în momentul în care încep să facă să s-a terminat. Și atunci suferă totul. Entitatea respectivă pe care ei trebuie să o protejeze. Foarte important, toate majoritatea informațiilor care ne parcurg acum nu sunt toate adevărate. Pe internet, nu tot ce scrie pe internet este adevărat. Mai mult decât atât. Nu știu cum spun pe asta mai delicat. Este foarte important să începem să avem gândire critică, adică să nu mai. Critical thinking, o să, numai, să nu mai credem chiar tot ce ni se spune. Că dacă te duci la un super mega specialist și îți spune că mai ai câteva luni de trei, cum mi-au spus mie când mi-au descoperit uh, boala, cum când m-am să văd ce se întâmplă cu tine meu. Tu chiar crezi chestia? Nu poate nu este așa. Da, și doamne ferește, într-un alt fel sau altfel cum bine știm, chiar poți să ducea aia în viața ta. Exact, nu, în viața nu ta. din cauza bolii pentru care te ai dus. Exact. Doar de faptul că creierul are, are puterea de a aduce la realitate. Exact. La început a fost cuvântul, și cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu exact, era puterea. cuvântul. Puterea cu Dumnezeu, cuvintele sunt mesagerii Domnului. Este foarte important cum îi folosești pe mesagerii Domnului, pentru că se te pot transforma în demoni. De asta este foarte important cum comunici de cei, cu cei din jurul tău. Și cu tine, în primul rând. Exact. Să nu te minți, astfel, să nu te minți pe tine. Mesagerii Domnului, cuvintele pe care ți le spui ție. Este important, unu, să fie bune. Ce înseamnă bune? Amabile. Cu duhul blândeții să vorbești cu tine. Să nu mai iei biciu, cum facem majoritatea și începem să ne biciuim. Mai pentru e... că așa am văzut exact. la ai noștri. Exact, pentru că, băi, n-ai făcut business de habanam, 10 de milioane de euro până la 35 de ani. Fă... Întotdeauna va fi cineva mai bun, mai bogat, mai frumos, crezi tu că e mai fericit decât tine. Întotdeauna. Dacă deschizi orice fel de platformă socială, e plin de oameni fericiți. Măcar de-ar fi și în viața reală. Dar nu e așa. Fiecare își spune poveste și este foarte frumos că îi spun poveste și e minunat. Însă e păcat de ea care chiar cred că totul este minunat, totul este perfect. Și totul, totul e roz. Totul e roz și că plecăm în vacanțe toți și că... Nu, nu, mai sunt și momente în care este important să fii sincer cu tine. Bă, sunt în punctul ăsta al vieții mele, există soluții, spre exemplu, uite, nu trebuie neapărat să vii la noi sau poți să, de exemplu, să stai 20 de minute cu tine acasă, să meditezi sau să te rogi, să stai cu tine. Este uluitor ce poate să facă 20 de minute să stai cu tine. Să poți să 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 poți să înveți cine ești tu, să stai cu tine. Majoritatea oamenilor fug de ei. Când stau cu ei, vin emoții, rușine, frică, foarte multe. Care au putere, că sunt amic la neuronală, sunt două, ca două cireșe în interiorul creierului, aceste două emoții, rușinea și frica, au putere de a suprascrie orice fel de alte acțiuni. Sunt foarte, foarte puternice. În momentul în care stai cu tine, rușinea în, și frica. Rușinea și frica astea sunt, care dau agresivitate, de fapt, către tine și către, către ceilalți. În momentul în care stai cu tine, inspir pe nas, expir pe gură și atunci se produce vasoconstricție la nivel neuronal și te relaxezi. Sau faci box breathing 4 4 4, 4 Exact, sau... sunt mai multe formule. În momentul în care stai cu tine puțin câte puțin, încep să te obișnuiești cu tine. Încep să te redescoperi pe tine. Încep să ți dai seama exact că ești o ființă al Dumnezeu care merită să fie iubită și să iubească. Și încep puțin câte puțin să elimini rahatul care e pe tine din exterior că n-ai Adidas așia, că n-ai mașina aia, că n-ai jobola, că n-ai casă, toate, tot timpul n-ai ceva. În momentul în care ești sănătos și în momentul în care te trezești dimineața și vezi soarele, și ești, bine. ești, ok. N-ai motiv să te plângi. Bine, și atunci îi mulțumești. Este foarte important să fii recunoscător. Am făcut teste, am evaluat niște călugări ortodoxi, le-am pus casca, că le-am avut acces, adică pot și budiști dacă se fac, n-am nici fel de problem și o să uh, am pus casca, le-am pus casca pe cap și am văzut ce se întâmplă cu creier când este rugăciunea de recunoștință, ce este întâmplă pe creier când sunt alte tipuri de rugăciune. Și vezi exact ce zone din creier se activează. Este uluitor. Una în cel mai puternice pe care le-am văzut a fost rugăciunea de recunoștință, de mulțumire lui Dumnezeu se aprinde creierul într-un mod uluitor. Și am văzut asta, avem teste, suntem cei de suntem ce mai, mai puternici în Europa acum. Și am văzut ce se întâmplă când îi mulțumești lui Dumnezeu. Am văzut ce se întâmplă când îți mulțumești ție. Ce le spun clienților mei? O dată pe lună, și asta fac și eu, te duci undeva singur, într-un restaurant, la o patiserie, pe bancă, în parc, unde vrei tu, și mănânci ceva ce ți-a plăcut ție când erai copil. Habana, uite, mie îmi plac eclerele alea făcute handmade, cum mâncam eu prin 90. Și le, am o patiserie unde mă duc în Constanța. Sunt exact. zici că au rămas să în, în timp. Foarte bune. Și mă duc de acolo. Și stau cu mine. Când mai trec prin Constanța. Și stau cu mine. Acolo m-am născut. Și stau cu mine și îmi mulțumesc. Și spun bă, cu ai ajuns aici. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc ție, în primul rând, pentru că ai ajuns aici. Și în momentul respectiv îmi imaginez. Pentru că, da, n-am văzut peste 5.000 de creere, Cum se luminează creierul meu. Și simt. Simt toată acea energie vindecătoare, binefăcătoare, care mă cuprinde. Pentru că e mulțumesc Dumnezeu că mă ține în viață și mă ajută să ajut așa de mulți oameni, mă ajută să creez, mă ajută să mă antrenez și mă ajută să fiu bine cu mine. Noi stăm cu noi 24 de ore din 24. E foarte greu. Și câteodată îți vine, mi-a spus un client, una cel mai tare, bă, Costine, bă, îmi venea să fug din capul meu. Dar mi-a că nu se poate. Și în momentul ăla, apar probleme cu noi este important să fim cel mai bine. Eu încerc, pe cât se poate, să evit verbul a trebui. De ce? A trebui este un verb imperativ. Trebuie. Nu există da sau nu. Trebuie. Fă asta. În momentul în care înlocuiești cu e recomandat, creu top opat, sau pot. Recomandat, da. Da, e recomandat, Ce se întâmplă? Dacă da, ce se întâmplă? Dacă nu. Și trebuie să gândească și am mai multe scenarii și folosești cortexul prefrontal pentru a găsi soluții, pentru a emite scenarii, ipoteze de lucruri să îmbuche dacă, dacă fac asta se întâmplă, dacă fac asta se întâmplă, teoria minții. Și atunci găsește soluții. Dacă spui trebuie, eu nu mi-a spus nicio Am făcut că mi-a spus Damian. Nu știu. Sunt foarte multe exemple da, în da, istoria da, da, da. omenirii de oameni care au făcut așa că a trebuit. A trebuit să omor un milion de oameni. Eu n-am doamne, a trebuit. Doamne, frește. Doamne, sfinte, eu n-am făcut nimic. Eu a trebuit. Unde putem să te găsim, Costin? Păi, eu, la Veruvis puteți să scrieți pe... Site? Avem site, avem Instagram, avem, Instagram, avem absolut tot, avem uh, și site de printare. Puteți, uh, noi suntem în București, acum avem două centre, ți-am mai dezvoltăm pe al treilea, plecăm din țară, o să dezvoltăm acum și niște... Uh, un, unii, am putea să spun asta, în decembrie avem unul din cei mai tari trainer din lume, a antrenat și echipa lui Amen și doctor Amen în state, foarte, foarte tare om, Wesley Center, a venit la noi din Texas și a fost lui de ce a găsit la noi. Și acum lucrăm, colaborăm, oricum colaborăm foarte puternic și dezvoltăm acum niște, împreună cu el și cu alți specialiști din Statele Unite, un produs de certificare internațională pentru trainerii Veruvis, cu care vom ieși în lume. Și plecăm și în Middle toate, și Felicită, în Statele domnului. Unite. Și suntem pe Facebook, pe Instagram, pe toate rețelele sociale. Vă așteptăm cu drag. Uite, te așteptăm cu drag când vrei să vii. Facem o comparație. Cum Perfect. ai fost în 2019 și cum ești acum. Azi mulțumesc mulțumesc vă, frumos! Mulțumesc. Doamne, ajută, Doamne ajută! Mulțumesc frumos și eu!